Apple și Samsung au fost amendate cu câte 5 milioane de euro, în urma plângerilor clienților care au reclamat că actualizările de software au dus la funcționarea mai proastă a telefoanelor mobile. Împotriva Apple și Samsung au fost demarate mai multe anchete la nivel mondial, însă Autoritatea pentru Concurență din Italia este prima care a decis să impună o amendă. Concret, Samsung i-a obligat pe proprietarii de smartphone-uri Note 4 să instaleze o versiune a sistemului de operare Android prevăzută pentru noul model, Note 7. Astfel au fost provocate probleme pentru proprietarii unor modele mai vechi de smartphone-uri care nu erau adaptate să ruleze noua versiune. La fel s-a întâmplat și în cazul Apple, care a obligat proprietarii de smartphone-uri din seria iPhone 6 să instaleze sistemul operațional dezvoltat pentru modelul iPhone 7. Acest lucru a provocat utilizatorilor probleme similare cu cele întâmpinate de proprietarii de telefoane Samsung. În plus, Apple a fost amendat și pentru că nu a reușit să ofere clienților informații clare cu privire la modul în care să mențină sau eventual să înlocuiască bateriile telefoanelor. Apple a recunoscut anul trecut că anumite programe software pentru iPhone au avut ca efect încetinirea performanțelor anumitor telefoane, din cauza problemelor provocate bateriilor, dar a dezmințit că a scurtat intenționat durata de viață a unui produs.